Salutare, pariori! Pentru ziua de sâmbătă, tipsterii de pe site-ul biletuminuzilei.com au pregătit următoarele pronosticuri. Wade și-a îndreptat atenția spre fotbalul american de colegiu și ne propune un pariu la duelul dintre South Carolina și Florida Gators. Ambele echipe traversează o formă bună, dar programul avantajează doar pe una din ele. South Carolina are prestații mult mai bune acasă decât în deplasare și, ținând cont că față de echipa adversă a avut la dispoziție o săptămână în plus pentru a pregăti această partidă, pariul tipsterului nostru merge pe victoria echipei gazdă. Imra Lexand. Andrei Cinculescu spune că Lexand deține un compartiment ofensiv puternic, înregistrând o medie de 2,7 goluri marcate per meci. Timra, în schimb, are o defensivă modestă, cedând în medie 3 goluri per meci. Prin urmare, tipsterul nostru mizează cu încredere pe cel puțin 2 goluri marcate de Lexand. Hurkacz Korda. Cristi Minea consideră că tenismenul Korda face un an foarte bun, acesta reușind multe victorii împotriva jucătorilor de top. Chiar dacă următorul meci se anunță a fi echilibrat, tipsterul nostru mizează pe forma bună a lui Korda și propune pariul pe cel puțin un set câștigat de acesta. Italia-Malta. În opinia lui David Chirilă, diferența dintre cele două naționale este uriașă în favoarea Italiei, așa că ar trebui să vedem un meci controlat cu lejeritate de aceasta. Astfel, tipsterul nostru propune pariul de tip combo, Italia conduce la pauză și cel puțin 3 goluri produse în meci. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletuminuzilei.com, iar dacă v-a plăcut acest script, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.